se potrivește așa de bine mesajul acesta pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră și pentru cei care urmăresc pe mass media. Dar notați, dacă în NATO nu s-a intrat oricum, să nu crezi că în rai se intră buruienos ca până acum. Dacă aici pentru mai bine, câte ni se cer, câte forțe se implică ca să schimbe un caracter, să nu ne înșelăm cu crezul că în rai ajunge oricum. Raiul se începe aici. Pregătirea e acum. Cât trăiești în trupul acesta, dovedește cine ești. Ce natură e în tine? Pentru ce te pregătești? Pregătirile sunt multe, dar una cântărește greu. E aceea când în totul vrei să placi lui Dumnezeu. Toate trec cum trece vremea și într-o zi vei fi răpus. Dar de-ai fost un sfânt în viață, te va întâmpina Iisus. Căci Iisus e veșnicia, căci Iisus e viitorul. El, Iisus, este viața. El este salvatorul. Verifică-te acum. Tu comunici cu Iisus? Duhul Sfânt te pregătește pentru patria de sus? Pregătește-te acum, până încă nu-i târziu. Până inima-ți mai bate, până încă mai ești viu. Prelucrează-ți caracterul în așa fel, dragul meu, ca în el stăpân să fie nu Satan, ci Dumnezeu. Amin. Și atunci vei privi finalul vesel, chiar și bucuros, că își așteaptă veșnicia pregătită de Hristos. Și dacă vrei finalul acesta, înțelege azi misterul și începe, dar cu tine. Prelucrează-ți caracterul. Și cum ne schimbăm caracterul? Prin mesajul acestei poezii. Pocăință pană albă destinată pentru zbor. Tu ești cea din tâi aripă care vei pleca spre nor. Nu spre norul cel de ploaie, ci spre norul glorios care îl va purta în slavă când va reveni Hristos. Pocăința e act de lege decretat de Duhul Sfânt prin Ioan Botezătorul când slujea pe acest pământ. Iar apoi Mântuitorul l-a întărit făcându-l plin de o mai mare importanță pentru oricare creștin. Fără actul pocăinței nu există mântuire. El e actul ce rămâne pentru întreaga omenire. Pentru cultele de frunte, pentru cultele mai mici, pocăința e temelia. Orice vrea tu ca să zici. Pocăința nu e aceea că îți formezi un chip ciudat încât o să te cunoască după cum te-ai îmbrăcat. Dacă nu pătrunzi acolo unde e miezul, ce transformă prima dată caracterul și îi dă o nouă formă. Dacă nu pătrunzi acolo unde este conținutul, tu nu știi ce-i pocăința, chiar dacă îi plătești tributul. Unii din creștini pun nume mai ceva ca și părinții, dar sub formă de înjosire. Voi, sectanți, pocăiți. Dacă ăștia-s pocăiți, dacă asta e pocăința, atunci voi cei mulți, ce sunteți? Care e credința? Iisus, când a dat decretul, pocăiți-vă, a spus, pentru întreaga omenire care crede în Iisus. Nu a spus-o nici la culte, nici sectanților, să știți. El a spus doar conținutul să putem fi mântuiți. Omul și-a format hotare și religii și grupări, fiindcă nu e conținutul de aceea dezbinării. Pocăința nu e nici hulă, nici poreclă. Ea e un act care trebuie să-l facem că e lăsat de cel prea înalt. Pocăința e renunțarea la tot ce se pare rău și o întoarcere totală la cel ce-i Dumnezeu. Amin. Pocăința e actul în sine, nașterea sfântă de sus, nașterea din Duh și apă, după cum ne-a spus Iisus. Fără nașterea aceasta, spune Iisus, dragul meu, n-ai să vezi împărăția celui ce Dumnezeu.
Iar când nașterea aceasta a pătruns în profunzime, numai când sunt două struni, a ieșit atunci din lume. Atunci ești și tu copilul împăratului de sus. Atunci nu tu ești stăpânul, ci stăpânul e Iisus. De aceea ni se cere să înțelegem explicit ce înseamnă pocăința și ce înseamnă mântuit. Amin. Amin.